Pentru voi nativ balanță sau cu ascendentul balanță, săptămâna cu numărul 24 nu e tocmai ușoară. Pentru nimeni nu este ușoară de altfel. Multiplele quadrature ale momentului pe toți ne cam pun la încercare. Răbdare, ambiția, încât pentru voi poate să fie un incident, aș putea să spun. Apare ceva care vă strică vouă niște programări făcute. Trebuia să faceți ceva, să plecați undeva, să dați un examen, să, nu știu, să erați canalizat spre o destinație, ceva de făcut în această săptămână și situația este dată peste cap de o veste neașteptată, de un blocaj, de o amânare, de o întoarcere din drum, de lipsa unor resurse pentru ca lucrul ăla să se întâmple. Dar nimic nu e întâmplător. Până și piedicile au rolul lor. Posibil în pauza aia creată, prin simplu fapt că nu se mai întâmplă nu știu ce lucru, trebuie să virați atenția într-o altă direcție. Fără impasul ăla pe planul A, voi n-ați fi descoperit că e ceva poate mult mai urgent pe planul B. Setat pe nu știu ce călătorie, n-ați fi văzut că la serviciu ați uitat să depuneți o lucrare. Și nu mai plecați în călătorie și vă duceți la serviciu în schimb și ziceți, hopa, ce bine că n-am mai plecat. Deci lucrul ăla care nu se mai întâmplă, în cele din urmă îi veți spune un ce bine că uite așa am putut să mă ocup de asta, că uite așa am scos de la naftalină nu știu ce datorie de odinioară, ce bine că n-am mai cumpărat mașina asta, că uite am de reparat acoperișul la casă, că a bătut grindina. Se schimbă așa, aparent neplăcute. Aparent e, nu asta vă mai lipsea, cam asta este sentimentul, că atunci când își bagă coada Pluto, când își bagă coada Saturn, cum se întâmplă în perioada asta, e o doză de neplăcere. Mai, nu asta îmi lipsea, ziceți voi. Nu mi-era mie bine, dar ce-mi trebuia mie chestia asta? Uite că trebuia să apară ca să vă ocupați de lucrul ăsta, încât chiar dacă pare un hop, s-ar putea să descoperiți ce bine vă descurcați. Trebuia făcut lucrul ăla, nu mai suferea amânare, că de aia ceva ăla bun pe semne. Călătoria, de exemplu, vrea să plecați în călătorie, nu se mai întâmplă, pentru că altceva mai grav, mai neplăcut, mai urgent, aștepta rândul și nu vă ocupați de el din cauza problemei, acelei provocări mult mai interesante. E, nemai plecând, nemai făcând lucru cu pricina, iată, aveți toate resursele necesare, toate condițiile întrunite să vă întoarceți la povestea cu pricina, să vă întoarceți ochii măcar, să vă întoarceți resursele, să duceți totul de la varianta A la varianta B și să scăpați de ea. Că da, e ceva acolo în care tică-i un ceas. Trece timpul, trece timpul. Vezi că trebuia să o termini de acum 3 luni. Vezi că o depui la sfârșitul lunii. E, toate astea vă apăsau ca un stres. E un stres, da? E stresul timpului, e stresul așteptării, dar este și stresul amânării, pentru că ați amânat foarte mult lucrul ăla. Și pe semne că cineva vă atenționează asupra acestui timp care trece și deci trebuie să vă reconfigurați un pic, să vă reorganizați după noile urgențe.